Bună seara și bine v-am găsit, dragi români de pretutindeni, oriunde v-ați afla! În această seară vă prezentăm în premieră episodul numărul 70 al emisiunii Țepari din Diaspora, cu nou caz de înșelăciune din capitala mondială a țeparilor, Londra, în care protagonistul, adică țeparul, este același personaj pe care vi l-am prezentat într-un alt caz de înșelăciune, în episodul numărul 50, iar numele lui este Creangă Costel, de 36 de ani, comuna Botoșana, județul Suceava, rezident în Londra, administratorul firmei Costa Interior Solution, LTD. Persoana păgubită din acest episod se numește Iurcu Maxim, de 22 de ani, din localitatea Drochea, Bălți, Republica Moldova, rezident în Londra de un an și jumătate, iar suma cu care acesta a fost înșelat este de 3.072 de lire, care a constat într-o lună de muncă neplătită între 12 și 16 ore pe zi. Țeparul Creangă Costel avea peste 200 de angajați în construcții, iar numărul păgubiților în perioada când Iurcu Maxim a muncit pentru țepar a fost de ordinul zecilor de persoane. Acum vă vom explica în detaliu cele mai relevante lucruri care au legătură cu acest caz de înșelătorie și sclăvie la locul de muncă. Costel Creangă a înființat în data de 13 februarie 2015 firma Costa Interior Solution LTD. Dar în data de 19 septembrie 2018, țeparul a inițiat la curt, echivalent cu tribunalul în România, procedura pentru radierea firmei sale, iar după 4 luni, în data de 31 ianuarie 2019, firma Costa Interior Solution LTD a intrat în insolvență. De asemenea, Costel Creangă a mai înființat în data de 19 ianuarie 2019 firma Costa Complete Constructions Limited, cu doar 12 zile înainte ca cealaltă firma sa, Costa Interior Solution LTD, să o bage în insolvență, după care și această firmă a ajuns în insolvență după doar 6 luni de activitate, în data de 25 iunie 2019. Este evident motivul pentru care o persoană înființează o firmă și de ce o bagă în insolvență, după care imediat înființează o altă firmă pe care o bagă de asemenea în insolvență. Acest mecanism de fraudă și înșelăciune pentru a nu mai plăti salariile angajaților, taxele și impozitele către statul britanic și toate datoriile firmelor radiate a fost prezentat la Diaspora Online TV în foarte multe cazuri asemănătoare din Anglia sau alte țări din Europa cu alți țepari în serie. Cu toate că firma Costa Interior Solution LTD era deja radiată cu 6 luni în urmă, mai exact în 31 ianuarie 2019, iar țeparul și-a înființat o altă firmă abia în 25 iunie 2019, păgubitul a lucrat ca self-employed pentru țepar timp de 2 luni și jumătate, mai exact în lunile mai, iunie și iulie 2019, iar în acea perioadă mai lucrau pentru același țepar și pentru aceeași firmă inexistentă peste 200 de muncitori. Iurcu Maxim a lucrat pentru Creangă Costel și firma sa de construcții timp de 2 luni și jumătate, ca taper and jointer, finisare pereți și tavane de gips și painter zugrav, între 12 și 16 ore în fiecare zi, în medie 14 ore pe zi, de la 7 dimineața și până seara la ora 21 sau 22, de luni și până vineri, iar în weekend programul era de la 7 dimineața și până la ora 15. Așadar, păgubitul Iurcu Maxim a muncit pentru Creangă Costel 85 de ore pe săptămână, iar lunar acumula aproximativ 380 de ore de muncă. Acest program de muncă săptămânal sau lunar, pe care păgubitul îl avea la firma țeparului Costel, este cu mult peste limita legală pe care statul britanic și orice altă țară din Europa o impune, iar pentru o țară ca Anglia, plata era sub salariul minim pentru astfel de meserie. Țeparul Creangă Costel, conform înțelegerilor dintre părți, trebuia să-l plătească pe Iurcu Maxim cu 7,70 de lire pe oră, de la 7 dimineața și până la ora 17, iar orele din afara programului de muncă, inclusiv duminicile și zilele de sărbătoare, ar fi trebuit să îi le plătească păgubitului mai mult față de programul standard. Fiecare oră muncită, Creangă Costel trebuia să-i plătească lui Iurcu Maxim o oră și jumătate, deci la fiecare 2 ore muncite, păgubitul ar fi trebuit să încaseze banii pentru 3 ore de muncă, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Acești 7,70 de lire pe lună este sub salariul minim obligatoriu în Anglia, chiar și pentru un muncitor necalificat, în condițiile în care păgubitul Iurcu Maxim era calificat și muncea pentru țepar ca taper and jointer, finisare pereți și tavane de gips, dar și zugrav. Muncitorilor care lucrează în Anglia ca și self-employed în domeniul construcțiilor, precum Iurcu Maxim,
Angajatorii precum Creangă Costel au obligația să le oprească 20% din banii pe care aceștia îi primesc, după care toți muncitorii au dreptul să-și recupereze taxele integral sau parțial, după caz, atunci când se face închiderea de an financiar, tax return. Mulți angajatori din domeniul construcțiilor, precum Țeparul din acest episod, deduc ilegal taxele de 20% din venitul angajaților sau celor care muncesc ca și self-employed, dar nu plătesc mai departe la stat acești bani, iar angajatul pierde astfel atât banii deduși din salariul pentru taxe, cât și dreptul la pensie sau la asigurare medicală. În cazul nostru, păgubitul Iurcu Maxim și toți colegii lui de muncă nu au putut recupera absolut nimic, pentru că au lucrat pentru o firmă fantomă, care era deja radiată cu 6 luni în urmă și nimeni nu le-a plătit taxele, chiar dacă le-au fost oprite în mod ilegal de către Țeparul Creangă Costel. Aici ne-am referit la perioada în care Țeparul își plătea angajații, care de cele mai multe ori se întâmpla doar la început, după care urmau amânări de plata salariilor, promisiuni niciodată respectate, urmate de motive precum că nu ar fi încasat banii de la firma care l-a subcontractat, mai exact cel din interior LDD, ținea muncitorii agățați cu mici avansuri cât să nu moară de foame, dar după ce se acumulau mai mulți bani restanți la cât mai mulți muncitori, urmau în automat țepele în masă. De cele mai multe ori, atunci când venea ziua de plată, Creangă Costel dădea vina pe firma care îi dădea lucrări, că nu l-ar fi plătit, dar atât Iurcu Maxim, cât și Zaharia Ștefănel Daniel, un alt păgubit al cărui caz vi l-am prezentat în episodul 50, dar și alți colegi de muncă de acestora au sunat personal la această firmă, Certic Interiors LTD, iar managerul le-a confirmat tuturor că Țeparul a fost plătit și că nu există sume restante de plată. Toți muncitorii care nu și-au primit salariile de la Creangă Costel au fost înșelați în mod premeditat de către Țepar folosind aceeași metodă pe care vi-o prezentăm în această seară. Iar foarte des în șantiere veneau muncitori care în trecut nu și-au primit salariile și îl căutau pe Țepar. Pe lângă faptul că Țeparul sclăvea muncitorii, că nu îi plătea în mod intenționat decât la început, că nu le plătea taxele și impozitele la statul britanic, acesta înșela în mod constant chiar și firmele care îi dădeau lucrări și îl plăteau. Prin urmare, Țeparul Creangă Costel aducea dimineața un anumit număr de muncitori în șantierele sale, iar după ce toți se înregistrau și semnau de intrare, o parte dintre muncitori erau trimiși în alt șantier, deci practic Țeparul își folosea aceiași muncitori în 2 șantiere diferite, din zone diferite din Londra și era plătit dublu ca număr de ore lucrate pentru acei muncitori, ca și cum aceștia lucrau concomitent în 2 locații diferite. Chiar și așa, Țeparul Creangă Costel a decis să le dea țeapă muncitorilor și să nu le mai plătească salariile, chiar dacă de cele mai multe ori, pentru o parte dintre ei, acesta încasa bani dublu prin această metodă de înșelăciune menționată mai devreme. După mai multe insistențe și încercări de a-l contacta pe Țepar telefonic sau prin mesaje, pentru a găsi o soluție amiabilă, în cele din urmă, Iurcu Maxim a fost blocat pe telefon și WhatsApp, așa cum de altfel procedează toți țeparii în serie pe care vi-am prezentat la Diaspora Online TV. Prin urmare, Maxim a rămas cu paguba de 3072 de lire, iar la final de an nu și-a putut recupera nicio taxă de la guvernul britanic, așa cum ar fi avut dreptul legal, pentru că Țeparul Creangă Costel nu a plătit la HMRC absolut nimic pentru el și pentru mulți alți muncitori care au trecut prin aceeași experiență negativă. Iurcu Maxim, înainte de a primi bloc pe telefon și WhatsApp, a încercat de foarte multe ori să rezolve amiabil cu Creangă Costel problema banilor neplătiți, dar nu s-a ales decât cu amânări, promisiuni și indiferență din partea așa zisului angajator, dând constant vina pe firma Celtic Interiors LTD, care l-a subcontractat precum că nu l-ar fi plătit, dar din verificările noastre rezultă că acesta a fost plătit integral și în mod intenționat nu a vrut să-l plătească pe Maxim și alți 10 de colegi de muncă în acea perioadă. Echipa Diaspora Online TV l-a contactat pe Creangă Costel înainte de difuzarea acestui episod, într-un alt caz de înșelăciune pe care vi l-am prezentat în episodul numărul 50, așa cum facem în toate cazurile pe care vi le prezentăm, pentru a putea avea un punct de vedere și un drept la replică, dar acesta ne-a răspuns doar pe WhatsApp și ne-a promis că ne va contacta când va avea timp. Noi am încercat să-l sunăm de mai multe ori pe Țepar, dar acesta nu a dorit ca să ne răspundă la telefon, chiar dacă am sunat de mai multe ori, găsind mereu scuza că era ocupat și nu putea vorbi. Diaspora Online TV a contactat pe e-mail și firma Certic Interiors LTD,
cea care l-a subcontractat pe țeparul Creangă Costel, care spune în mod constant că nu l-a plătit, dar din păcate, până în acest moment nu a primit niciun răspuns de la această firmă. Așa cum v-am spus, acest caz de înșelătorie nu este un caz singular, pentru că țeparul Creangă Costel a înșelat foarte mulți români și moldoveni prin firmele sale de construcții. Unii dintre ei au făcut public pe Facebook cazurile lor, alții l-au dat chiar în judecată. Dar până în prezent, țeparul nu a plătit pentru faptele sale din punct de vedere legal și și-a continuat viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Iurcu Maxim, împreună cu alți 30 de colegi de muncă, care au fost înșelați în același mod de către Creangă Costel, au fost la poliție ca să facă o plângere penală colectivă pentru înșelăciune. Dar, din păcate, așa cum s-a întâmplat în foarte multe cazuri din Anglia, pe care vi le-am prezentat în trecut la Diaspora Online TV, poliția l-a comunicat păgubiților că nu este de competența lor, pentru că sunt cazuri comerciale și nici de cum penale. Așadar, în cauza legilor permisive a slăbiciunilor juridice, a indiferenței instituțiilor statului britanic, atunci când este vorba de infracțiuni de acest gen, în Anglia s-a creat o adevărată industrie infracțională și nu doar la nivel de înșelătorii, de neplata salariilor în mod premeditat, precum cazul de astăzi, ci și în alte domenii, în special cele online, cu permise autofalse, asigurări autofalse, carduri CSIS în construcții, vânzări mașini sau alte bunuri și multe altele. Tocmai din aceste motive, Londra în ultimii ani a devenit capitala mondială a țeparilor, iar Anglia a fost și încă este țara preferată de infractori pentru astfel de înșelătorii, pentru că nu sunt deranjați de către autorități și chiar dacă păgubiții fac plângeri la HMRC sau poliție, aceștia nu intervin pentru că sunt considerate cazuri comerciale și astfel nu se rezolvă absolut nimic concret, iar țeparii nu sunt trași la răspundere și nimeni nu-i caută. Așadar, acesta este și motivul principal pentru care astfel de țepari în serie, fără scrupule, precum Creangă Costel, care cunosc legislația britanică foarte bine, dau țepe pe bandă rulantă nestingheriți de nimeni în mod premeditat și în formă continuată, an la rând, fără ca să fie deranjați de cineva sau ceva și fără ca să răspundă civil sau penal pentru faptele lor de înșelăciune. Tocmai din acest motiv, Diaspora Online TV a inițiat în septembrie 2019 acest proiect util pentru comunitatea de români și moldoveni din diaspora. Pentru că, dacă marea majoritate a țeparilor nu plătesc pentru faptele lor de înșelăciune și nu li se întâmplă absolut nimic din punct de vedere legal, am considerat că este extrem de necesar ca prin intermediul acestui proiect să-i putem face cunoscuți pe țepari în întreaga lume, astfel încât să putem diminua numărul persoanelor păgubite în viitor. Din păcate, prin astfel de fapte de înșelăciune și sclavie făcute în mod premeditat și în formă continuată de către astfel de personaje negative, precum Creangă Costel sau alți țepari în serie pe care vi-am prezentat în alte emisiuni, cu cazuri din Anglia, Germania, Franța, Belgia sau alte țări din Europa, românii și moldovenii au ajuns, din păcate, să fie considerați sclavii Europei. În legătură cu persoana țepuită din acest episod, Iurcu Maxim, vă putem confirma faptul că tot ceea ce ne-a relatat în interviul său sunt lucruri verificate de către echipa Diaspora Online TV și confirmate de către mai mulți păgubiți. Interviul cu persoana păgubită Iurcu Maxim este realizat în exclusivitate de către unul dintre colegii mei, Claudiu, și vi-l prezentăm acum, în premieră, la Diaspora Online TV. Spune-mi, te rog, câte ceva despre tine. Cum te numești, câți ani ai, unde ești rezident și de cât timp și ce meserie ai? Salut, mă numesc Iurcu Maxim, sunt din Republica Moldova, orașul Drochea. Am venit în Londra un an jumătate în urmă. Am lucrat la Creangă Costel. Ce meserie ai lucrat? Tape and jointer, cu finiserilor, pereților, tavanelor. Și câți ani ai? Am 21 de ani. Care este suma de bani cu care ai fost înșelat și cum se numește țeparul și firma care nu te-a mai plătit? Suma de bani este de 3.072 de lire. Țeparul este Creangă Costel.
companie se numește Costa Interior Solution. Ce muncă făceai la firma țepaului Costel Creangă și cât te plătea la zi? Lucram ca tipping jointer, finisare pe pieriților și tavanilor. Avem 108 de pound în mână. După care lucram de la orele 7 dimineața până la 17.05 seara. După care mergeau orele suplimentare, 17, 21, 23, 11 seara, 9 seara, 10 seara. Deci v-ați înțeles, pentru suma de 108 lire pe lună net în mână, pentru un program de la 7 dimineața la 5 după amiaza, da? Da. Care era programul tău de muncă, câte ore munceai pe zi și câte zile pe săptămână? Lucram 7 din 7. Programul era de la 7 până la 17.00, la orele 5. De la 7 dimineața până la ora 17, da? Până la ora 5, după amiază? Da. Și câte... Și în fiecare zi cât stăteai până la program? Și deam până la orele 9-10. Da. Deci programul de muncă era de luni până vineri, de la 7 dimineața până la 9-10 noaptea, da? Da. Ajungeai și mai târziu sau... Da, ajungeam clar mai târziu, până la 8, 9, 10, 11 seara lucram. Și sâmbăta și duminica? Sâmbăta lucram până la orele 3, duminica până la orele 2. Deci de la 7 la 3 sâmbăta, 8? Da, de la 7 până la 3, sâmbăta, duminica de la 7 la 2. La 2. Deci, deci duminica aveai 7 ore și sâmbăta 8 ore. Da. Pentru orele extra care erau în fiecare zi, țeparul te-a plătit suplimentar așa cum ți-a promis? Nu mi-a plătit chiar nici salariul, nu mi-a dat care ne l-au promis timpul să ne-l dăi. Nu ne-au plătit nimic. În legătură cu orele extra, cât ar fi trebuit să-ți dea pentru orele care depășeau ora 5 după amiaza? Ne-am înțeles că la o oră se mai dau încă jumătate de oră. Adică la două ori, încă o oră. Deci la două ore muncite erai plătit practic trei... Trei ori. Deci zilnic aveai în jur de 6-7 ore suplimentare în fiecare da, zi. Da, da. Ai lucrat cu contract de muncă sau self-employed și care era modalitatea de plată? Am lucrat ca self-employed, adică... Liber profesionist. Profesionist, dar plata ne-o făcea prin bancă. Transfer bancar. Da. Mai cunoști personal și alți muncitori cu care ai lucrat în acea perioadă, care au luat țeapă de la Costel Creangă și dacă da, câte persoane? Da, cunosc 30-40 de persoane, eu le cunosc. Care au lucrat cu tine în cele două luni jumătate? Da, care au lucrat cu mine, care au lucrat cu mine cele două luni jumătate, care vineau tot câte o persoană, lucrau o zi, două, după asta îi spune că tu nu, asta nici nu l-a chita, nu mă degeaba. Dar erau persoane care erau înșelați și cu sume mai mari decât a ta, adică... Da, eu cunosc persoane care 7.000 de lire trebuie să-i dea la persoană. Îl amâna pe azi, pe mâini și tot așa. 7.000 de lire. În alte șantiere de ațepaului Costel Creangă ai mai auzit prin intermediul altor muncitori dacă mai existau și alte persoane păgubite care nu și-au primit banii de la el? Da, m-am auzit la alții. Deci mai erau în afară de cei 30-40 de persoane, mai erau și alți păgubiți în alte șantiere. Da, da, m-au auzit tot la alții, tot așa. Dar câți muncitori avea în total Costel Creangă în perioada când tu ai lucrat la el, iunie, iulie, august? La noi pe șantier unde ne lucram, el avea la vreo 120-130 de oameni. Numai șantierul tău. Și în toate șantierele? Avea vreo 7 șantiere, peste 200 de oameni aranjați la muncă. Îl căutau foarte mult pentru... Da, îl căutau tare mult, tare mult, îl căutau, îl sunau, ne-am grămădit, îl sunam, ne-amâna pe azi, pe mâini, nu l-a plătit, că tot așa. Ai încercat amiabil primirea salariului tău și dacă da, care au fost motivele și justificările țepalului Costel Creangă? Am încercat, am fost la poliție. Poliția ne-a spus că nu se ocupă cu așa cazuri. Să ne adresăm la HMRC care se ocupă cu asta. Ne-am strâns vreo 30-40 persoane, avem avocatul nostru care se ocupă de treaba asta. Așteptăm acum răspuns de la curte. Am trimis scrisorile la el acasă, el nu răspunde la scrisori. Tot
nu răspunde nici la telefon. Am fost adus acasă, tot așa, nu răspunde, nu... Nite... într-o parte. Deci, practic, v-ați adunat 30-40 de păgubiți și ați făcut o plângere la Coast. Da, o plângere comună. Ați făcut o plângere comună, nu individual fiecare. Da, da. Da, da. Și ați primit vreun răspuns, ceva, sau este încă în curs de cercetare de anul trecut până în prezent? Am primit niște răspunsuri care se ocupă, este care un, am ales un care se ocupă mai... Un reprezentat al vostru. Da, da. Am trimis scrisori la dânsul acasă, să ne... Când timp de data cu tare, dacă nu plătiți oamenii ăștia, noi, adică am încercat normal să amiabil. Da, dacă nu plătiți oamenii, noi fim nevoiți, mergem în judecată, un alt, el ne trimis scrisori înapoi, adică niciun răspuns nu am primit de la el. Deci el practic nu răspunde nici vouă, nici la avocatul vostru. Da, da. Care este metoda țeparului Costel Creangă prin care reușește să înșele atât de multe persoane fără ca să fie tras la răspundere? Care este metoda? El vine, faci prieten cu tine, parcă tu ești pentru dânsul cel mai bun. Frumos. Adică... Vorbește frumos la... Și la urmă, adică tot când îți primești salariul, păi el îți spune, hai, că nu ne-o transferat atât banii, așteaptă săptămâna viitoare, pe urmă săptămâna viitoare și tu uită de tine. Și să faci teapă. Dar la început se comportă frumos, plătește... Da, tot. Comportă frumos, după asta vine, când ai făcut așa bine, o plouă, lucram foarte, foarte stricte. Deci găsești și motive ca să nu plătească. Da, da, erau și motive încă, da, da. Nu. Dar la început, îmi spuneai mai devreme că la început muncitorii plătește jumătate din bani, după aia tot amână și... Da, de-aia spun că... În loc să, când muncitorii care sunt mai vechi la dânsul, primeau așa, adică în loc de două săptămâni, apoi dădea numai pe săptămână bani. Și tot i-amâna și amânat până când le-au făcut țeap și au scăpat de ei. Nu de ei, dar de noi toți au scăpat, da. Deci amâna până se acumula o sumă mare de bani și apoi dădea direct. Da, da, da. Ce recomanzi românilor și moldovenilor din Anglia care au luat țeapă de la Costel Creangă? Recomand că ar trebui să ducă la HMRC, la poliție, să nu stăie locul, adică trebuie la publicitate, la TV, să iasă în stradă, să le spui că nu trebuie de lăsat, de ies, să fac teapul tot în continuare. Ce recomand românilor și moldovenilor din Anglia în legătură cu țeparul Costel Creangă? Mă refer la cei care nu îl cunosc încă și nu au lucrat pentru el niciodată. Recomand să aibă mare grijă, mare, mare grijă, adică să nu dea peste el. Noi am postat pe Facebook, el multe, adică luați seama, aveți grijă de voi, nu calcați treapta noastră care ne-a făcut-o el nouă. El e tare un om care nu-i bun. Că nu este serios, practic. Nu este serios de fel, nu este, nu. El se gândește numai la burta lui, dar nu se gândește cu omul vine și să facă bani, să hrănească copiii, familia, să-și îngrijească. Îmi spuneai mai devreme că ai vorbit și cu oameni de la el din sat, care îl cunosc bine și știe ceea ce are și care aveau o avere foarte mare, adică vile, da, fermă, de salarii. Care... Da, sigur. Am auzit că avea vile, avea o fermă cu diferiți performanți care lucrau oameni la dânsul. Mașini. O vilă care la intrare avea 2 lei, nu, am auzit că lei ce costau numai 40.000 de euro. Deci, practic, cu banii voștri... Mașini luxoase, Land Rover, mult. Deci, cu banii salariilor pe care nu le-a plătit. Da, da, care nu au făcut mult. O avere fabuloasă. Da. Doresc să-i transmis ceva țeparului Costel Creangă? Ai un mesaj pentru el? Vreau să-i transmit că azi ne mai întâlnim, dar nu că e ca să ne întâlnim, dar mai bine ieși de bani. Adică... respectă-i pe alții și alții te-au respecta și pe tine dacă ești un om cu soveste și ai inimă în tine. A
Acesta este Creangă Costel, țeparul din această seară și cel pe care vi l-am prezentat și în episodul numărul 50. Acestea sunt firmele de construcții Costa Interior Solution LTD și Costa Complete Construction Limited, pe care țeparul Creangă Costel le-a deținut și pe care ulterior le-a radiat pentru a evita plata salariilor, a taxelor către statul britanic și a tuturor datoriilor pe care aceste firme le acumulaseră. Aceasta este solicitarea lui Creangă Costel pentru a-și băga firma Costa Interior Solution LTD în insolvență din data de 19 septembrie 2018, când țeparul a început la curte, echivalent cu tribunalul în România, procedura pentru radierea firmei sale. Acestea sunt câteva mesaje vocale pe care țeparul Creangă Costel i le-a trimis păgubitului Iorgu Maxim. Băi, Maxim, eu am dat la băieți banii, băieții care am trimis la alte companii, la alte munci, am împrumutat bani, am vândut din lucruri și am avut și am plătit. Eu bani, băieții care au muncit la Celtic, nu am bani de unde să dau momentan. Că nu, ăștia nu m-au plătit, deci să înțelegi treaba asta, n-ai rost să-mi dai 20.000 de mesaje. Nu mă crezi, sună pe Celtic și întreabă dacă m-au plătit de la jobul la liquidate, dacă ei spun că m-au plătit, atunci stăm de vorbă. Dacă eu spun că nu m-au plătit, nu m-au plătit, deci nu vorbesc prostit. Eu i-am dat în gurte, deja așa aștept după bani, acum vedem ce se întâmplă. Maxim, eu nu am bani, nu am primit bani, nu am de unde să dau, cum primesc, dau. Salut, Maxim, la alții am dat, fiindcă am trimis la muncă stânga-dreapta și am promutat, am vândut și am putut să vând și am trimis la muncă, doar nu o să stopez firma, că dacă ăștia nu-mi dau bani. Dar nu am putut să dau la toată lumea, că nu am atâta bani să acopăr la toată lumea, știi? Aștept banii ăștia, știi? Așteptăm, la vedem, eu deja am înaintat cereri în curte pentru ei, știi? Vedem ce se întâmplă, s-a dat acolo. Maxim, eu aștept după banii ăștia, când mă plătesc, ăștia plătesc și eu. Poți să mă amenezi cum vrei, deci ia să lege pentru orice chestie, știi? Foarte frumos din partea ta, că ai scris mesajul ăsta, da? Păi, Maxim, ascult un pic. Celticul trebuie să-mi dea în mie aproape în jur de 200.000 de lire. Celticul spune și pleacă să scape de voi. Adevărul e că nu mi-o dau, că dacă îmi dădea, nu mă punea la 2-3, plăteam. Gândește-te că pe lângă banii care trebuie să-i dau la oameni, sunt și banii mei și sunt și banii de la taxe, la stat. Și am vândut lucruri de mele, m-am împrumutat și am stat lângă dreapta. Celticul spune minciuni. Eu pe Celtic am dat în curte și aștept ca să rezolv cazul, uite să-mi dai bani. Nu e că eu ei mi-o dat și eu nu am dat, nu există treaba asta. Asta e minciuni de lor, ca să îmbârlege lumea. Acum tu crezi ce vrei, eu îți spun realitatea care e. Maxim, să-ți dau la mui, dar sună-i pe Celtic și pula mea tot îmi scrie mie mesaje. Te-am spus că nu am, că Celticul trebuie să-mi dai. Sună-i pe frate și el-i banii lor, tu e pula mea de fraier, prost. Bă, dar țăran mă ăștia. Fraier, eu îți blochez numărul și să-i scrie muie lui Mătă, da? Acestea sunt câteva mesaje scrise pe WhatsApp dintre țeparul Creangă Costel și păgubitul Iurcu Maxim, iar concluziile le puteți trage și singuri. Acesta a fost episodul numărul 70 al emisiunii Țepar din Diaspora, iar protagonistul, adică țeparul, este același personaj pe care vi l-am prezentat într-un alt caz de înșelăciune, în episodul numărul 50. Iar numele lui este Creangă Costel, de 36 de ani, din comuna Botoșana, județul Suceava, rezident în Londra, administratorul firmei Costa Interior Solution LTD. Persoana păgubită pe care v-am prezentat-o în acest episod se numește Iurcu Maxim, de 22 de ani, din localitatea Drochea, Bălți, Republica Moldova, rezident în Londra de un an și jumătate, iar suma cu care acesta a fost înșelat este de 3072 de lire, care a constat într-o lună de muncă neplătită. Dacă ați fost înșelați de către Creangă Costel și dacă doriți să investigăm gratuit cazurile dumneavoastră și să le mediatizăm în întreaga lume, vă rugăm să ne contactați, pentru că doar împreună putem să oprim acești țepari de la mai înșela românii și moldovenii din diaspora. De asemenea, dacă ați fost păgubiți, sclaviți sau înșelați la locul de muncă și doriți ca împreună să stopăm sau să diminuăm acest fenomen care ia amploare de la an la an, alăturați-vă și voi luptei împotriva țeparilor inițiate de către Diaspora Online TV, care a început acest proiect în mod voluntar în urmă cu 9 luni, devenind deja spaima și coșmarul țeparilor în serie. Nu îi subestimați pe țepari.
Ei sunt inventivi și în fiecare zi gândesc cum să construiască o nouă țeapă. Țeparii nu trebuie să fie lăsați așa, nu trebuie să fie ignorați și nu trebuie să vă consolați cu faptul că ați luat țeapă și nu mai aveți ce face și că banii nu-i mai puteți recupera. Țeparii trebuie să fie medializați cât mai mult, trebuie să fie reclamați la poliție, pentru că altfel ei vor continua să dea țepe și altor persoane care muncesc din greu pentru familiile lor. Săptămâna trecută, echipa Diaspora Online TV v-a prezentat episodul numărul 66, un alt caz de înșelătorie și sclavie la locul de muncă, din Rakovník, o localitate de lângă Praga, Cehia, iar țeparul se numește Zoltán Zorák. Din Sighetul Marmației, rezident în Cehia de peste 12 ani, cu dublă cetățenie română și cehă. Acesta l-a înșelat cu suma de 1.600 de euro pe Paiu Florin, de 43 de ani din Tecuci, Galați, care a fost rezident în Cehia 5 ani din 2014 și până în 2019, momentan este rezident în Germania de 3 luni, dar și pe mulți alți muncitori care au fost înșelați în același mod. De asemenea, tot săptămâna trecută ați putut viziona episodul numărul 67, un alt caz de înșelăciune din Londra, capitala mondială a țeparilor, iar țeparul se numește Arthur Colun, născut în Republica Moldova, rezident în Londra, cu dublă cetățenie portugheză și moldovenească. Acesta l-a înșelat pe Aurel Cotoc, de 51 de ani din Iași, rezident în Londra de 5 ani, cu suma de 2880 de lire, dar și pe toți cei 13 colegi de muncă ai păgubitului. În zilele trecute v-am prezentat episodul numărul 68, un alt caz de înșelătorie din Paris, Franța, iar protagonistul, adică țeparul, este un dezvoltator imobiliar din localitatea Domnești, Ilfov, pe nume Herle Andrei, de 36 de ani, născut în Piatra Neamț, rezident în Paris, Franța, de 2 ani. Acesta l-a înșelat în mod premeditat, cu suma de 50.000 de euro pe diaconul Aurențiu Adrian, de 31 de ani, născut în Roman, Neamț, care locuiește în București, de profesie grefier la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 6 București. Țeparul Herle Andrei a înșelat foarte mulți clienți de-ai săi, prin diferite fraude imobiliare, iar cu 28 dintre aceștia, persoane fizice și juridice, se judecă în diferite instanțe de judecată. De asemenea, tot zilele trecute v-am prezentat episodul numărul 69, un alt caz din Valencia, Spania, în care protagonistul, adică violatorul, este același personaj din episodul numărul 55, pe nume Gonciar Vasile, din Bistrița Năsăud, născut în Republica Moldova, rezident în Valencia, Spania de peste 10 ani, fost sportiv de performanță, care a violat o fată minoră de doar 17 ani din Republica Moldova, după ce aceasta a fost sechestrată la locul de muncă, unde lucra ca bonă și menajeră pentru copiii violatorului, dar și amenințată cu moartea, șantajată și umilită în cel mai josnic mod posibil. Gonciar Vasile a înșelat foarte mulți români și moldoveni prin neplata salariilor și a violat foarte multe fete tinere, unei dintre ele erau și minore, care au lucrat ca bone și menajere pentru el în casa sa din Valencia, Spania, sau în apartamentul său din Bistrița Năsăud. În următoarele zile va urma episodul numărul 71 cu un nou caz de înșelătorie și tentativă de viol, tot din Valencia, Spania, în care protagonistul este același escroc și violator în serie, pe nume Gonciar Vasile, din episodul numărul 55 și 69, iar păgubita în vârstă de 21 de ani din Chișinău, Republica Moldova, nu a primit nici măcar un euro în cele două luni muncite, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, iar așa zisul angajator a încercat să o violeze, a amenințat-o și a umilit-o, așa cum a făcut anual cu multe alte fete tinere care au lucrat în casa sa. De asemenea, tot în zilele următoare, vă vom prezenta episodul numărul 72 cu un nou caz de înșelătorie din capitala mondială a țeparilor, Londra, în care țeparul se numește Gheorghe Vorbil, din Sibiu, rezident în Londra, administratorul firmei de construcții Vorbi Construction LTD, iar păgubitul se numește Chifă Nicolae, de 25 de ani, din județul Maramureș, comuna Poienile de Submunte, rezident în Londra de 3 ani. Nicolae a fost înșelat de către țeparul Vorbil cu suma de 5.290 de lire, iar numărul păgubiților de către acest personaj este în continuă creștere la Diaspora Online TV. Săptămâna viitoare va urma episodul numărul 73 cu un nou caz de înșelătorie tot din Londra, iar țeparul se numește Farcaș Alexandru Mădălin, administrator la firma Fusion Cons LTD și firma Far Flooring LTD, ambele cu sediul în Londra. Persoana păcubită din acest episod se numește Ionuț Dragne, de 31 de ani din Giurgiu,
rezident în Londra de un an și 3 luni, iar suma cu care acesta a fost înșelat este de 1600 de lire. De asemenea, tot săptămâna viitoare veți putea viziona episodul numărul 74 din Valencia, Spania, în care protagonistul este același escroc și violator în serie pe nume Gonchar Vasile, din episodul numărul 55, 69 și 71, care a violat cu bestialitate o altă fată de 22 de ani, tot din Republica Moldova, care a muncit pentru escroc timp de 2 luni fără ca să fie plătită vreodată. Menționăm faptul că avem la redacție până în acest moment 11 cazuri de viol și înșelătorie cu acest infractor deosebit de periculos, iar numărul victimelor, toate din Republica Moldova, cu siguranță va crește în perioada următoare. Echipa Diaspora Online TV are în curs de investigare foarte multe cazuri de înșelăciune din diferite țări din Europa, care vor fi difuzate în curând în cadrul emisiunii Țepar din Diaspora. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, dați like la pagina noastră de Facebook, Diaspora Online TV, ca să fiți la zi cu toate emisiunile pe care vi le vom prezenta în viitor. Dacă și voi susțineți această inițiativă și sunteți contra țeparilor și doriți să contribuiți la dezvoltarea acestui proiect, dați, vă rog, distribuire în cât mai multe grupuri de Facebook. Vă mulțumim și vă dorim o seară bună! Jos țeparii!